Ministerul Agriculturii pregătește mai multe măsuri de finanțare pentru fermierii români în 2024. Pe de o parte, se vor lansa programele Creditul Agricol și Creditul Fermierilor, însă guvernul ia în calcul și o nouă plată la hectar, care ar putea fi acordată fermierilor români. În emisiunea Agricultura la Raport, ministrul Agriculturii Florin Barbu a explicat diferența dintre creditul agricol și creditul fermierilor, precum și perioada în care vor fi implementate acestea. Sunt două componente. Creditul fermierilor, da, care este deja notificat la Comisia Europeană, înseamnă un credit cu o dobândă de 1,95%, în care Ministerul Agriculturii, prin Ministerul de Finanțe și Guvernul României, va plăti roborul și partea de cheltuieli. Asta înseamnă că majoritatea fermierilor care sunt în dificultate pot accesa până la 30% din cifra de afaceri acest credit cu o dobândă fixă de 1,95%. Creditul fermierilor este destinat capital de lucru, așa cum am spus, cu o dobândă de 1,95%. Creditul agricol reprezintă partea de investiții și partea de achiziționare de terenuri. Aceea este cu 2% dobândă plus robor. Acest credit va fi lansat cu 1 ianuarie până pe 31 iunie, când se finalizează cadrul Ucraina. Deci, practic, punem la dispoziție un plafon de 4 miliarde de lei pentru aceste credite. Totodată, potrivit șefului MADR, guvernul are intenția de a lansa și o nouă plată la hectar pentru fermierii care au înregistrat pierderi din cauza războiului din Ucraina. Și această plată ar urma să fie implementată anul viitor. Știm că au fost afectați de acest război pornit de Rusia împotriva Ucrainei, cheltuielile cu transportul au crescut, cheltuielile cu inputurile au crescut și sigur vom veni cu măsuri pentru fermieri, pe de o parte de finanțare, dar discuțiile pe care le-am avut cu domnul premier, trebuie să venim și cu finanțare pentru pierderile înregistrate de către fermieri. Cred că va fi o plată pe hectar de anul viitor.